Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toți și în ziua de astăzi și în toate zilele și în vecii vecilor. Amin. Amin. Ne-am întrunit în dimineața aceasta frumoasă de toamnă în locul acesta pentru un anumit motiv. De ce oare am venit astăzi aici? Eu cred că am venit ca să ne închinăm împreună Dumnezeului nostru. Nu-i așa? Amin. Puteam să ne închinăm și acasă. De altfel, noi ne închinăm lui Dumnezeu în fiecare zi. Începând de acasă. Și ne închinăm lui Dumnezeu și la școală, și la serviciu, și pe stradă, și la piață. Oriunde ne găsim. Și acasă, și în călătorie. În fiecare zi. Și astăzi am fi putut să ne închinăm lui Dumnezeu acasă, nu-i așa? Dar noi am venit împreună ca să ne închinăm împreună. Astăzi este începutul unei noi săptămâni în viața noastră. Este ziua întâia dintr-o săptămână nouă și așa ne-a învățat pe noi Dumnezeul nostru ca fiecare început, fiecare săptămână nouă să o începem în mod special, să venim împreună, să ne închinăm împreună Dumnezeului nostru și în felul ăsta să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi pentru săptămâna aceasta nouă în care pășim. Și apoi vom pleca de aici, fiecare pe la casele noastre, pe la treburile noastre și ne dăjduim ca Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi în parte. Am venit să ne închinăm lui Dumnezeu și de aceea slăvim, glorificăm numele Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos și ne dorim ca Harul Său să fie cu fiecare dintre noi, cu fiecare în parte. Crucea aceasta pe care o avem și aici este simbolul credinței noastre. Este simbolul vieții noastre în Hristos. Ea ne aduce mereu aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos, cuvântul veșnic al lui Dumnezeu, s-a întrupat și din slava cerească s-a coborât la noi jos pe pământ. A venit aici la noi ca să moară pentru păcatele noastre, să ispășească păcatul nostru, să facă astfel cu putință salvarea noastră. El a murit pentru noi ca noi să trăim pentru El. Semnul crucii ne aduce aminte mereu de lucrul acesta. De faptul că Iisus Hristos a murit pentru noi, ca noi să trăim o viață nouă împreună cu El, pe urmele Lui, înjugați cu El, să trăim pentru El. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem lucrul acesta în fiecare zi. Fiecare organism este alcătuit din celule. Este extrem de bine organizat. De aceea se și numește organism, pentru că este așa de bine organizat. Orice organism viu este alcătuit din multe, multe celule. Cel mai complex organism pe care îl cunoaștem este organismul omului. Organismul uman este alcătuit din peste 100 de miliarde de celule. Celulele acestea, chiar dacă sunt foarte mici, microscopice, totuși sunt fiecare, la rândul ei, foarte complexă. Putem să studiem o celulă, sau felul în care funcționează o celulă, printr-o asemănare cu o uzină sau cu o fabrică, cu o adevărată fabrică. Sunt documentare pe care le puteți vedea pe internet despre celulă, care se numesc chiar așa. Uzina vie. Celula este ca o uzină, ca o fabrică, fiecare în parte. Și fiecare celulă, pentru că este vie, trăiește, se hrănește, se curățește, de asemenea, se reproduce, se înmulțește și se reproduce în felul acesta. Fiecare celulă trebuie să se reproducă. Și totodată, fiecare celulă lucrează. Ea are o anumită funcție.
Iar în organismul nostru, mai multe celule sunt grupate între ele și formează țesuturi. Așa se numesc. Niște rețele de celule care se numesc țesuturi. Iar țesuturile acestea mai departe formează organe, iar organele sunt și ele conectate între ele ca să formeze sisteme. Și toate sistemele astea împreună asigură buna funcționare a vieții organismului nostru. Sistemele astea sunt felurite. De exemplu, sistemul osos, sistemul muscular, sistemul nervilor, sistemul nervos, sistemul venelor, adică sistemul vascular, sau sistemul digestiv, sau sistemul reproductiv, pentru că organismele la rândul lor se reproduc. Dacă sunt vii, organismele, inclusiv organismele umane, se reproduc. În toate acestea vedem o organizare deosebit de precisă. La fel și în plan social. În relațiile dintre oameni, societatea știm că este alcătuită din niște celule care sunt familiile, nu-i așa? Familia este celula de bază a societății. Și apoi în orice altă privință în care sunt implicați oamenii, oamenii în mod natural înțeleg lucrul acesta că trebuie orice lucrare să fie cât mai bine organizată. Dacă vrei să faci un atelier, dacă vrei să faci o afacere, dacă vrei să faci o asociație, dacă vrei să faci orice fel de instituție sau organizație, nu-i așa? Organizație. Chiar și cuvântul acesta se trage de la organizare. Toate astea trebuie să fie cât mai bine organizate. Am spus în plan social, pot să fac o asemănare și cu organizarea militară. Ne ducem puțin în urmă la felul deosebit în care a fost organizată una dintre cele mai puternice armate din istoria omenirii, și anume Armata Romană. Armata Romană era alcătuită, probabil știm bine cu toții, din niște unități militare mari, care se numeau legiuni, legiunile romane, da? Legiunile acestea erau alcătuite din fiecare în parte, din mii și mii de soldați. Dar fiecare unitate alcătuită din, să zicem, 6.000, 10.000 de soldați de genul acesta, numită legiune, fiecare legiune era organizată la rândul ei foarte precis pe niveluri. Nivelul de bază al unei, de organizare al unei legiuni romane era așa numitul cort. Cortul era un grup mic, un grup format din 10 militari, conduși de un lider. Liderul acesta, de la numărul de 10 în limba latină, se numea decarion. Un fel de decan, cum se spune în zilele noastre. Decarionul conducea un cort care era grupul acela format din 10 militari. De ce se numea grupul acesta cort? Pentru că armata romană era mobilă, nu? Se deplasa din loc în loc și când își așeza tabăra, ridicau corturi. Și în fiecare cort stăteau împreună, locuiau împreună 10 militari, împreună cu decanul sau decarionul, cu liderul lor. Deci, grupul cel mai mic era cortul acesta. 10 militari. 10 corturi împreună alcătuiau o centurie. Iar centuria era condusă de un capitan numit centurion. Noi am văzut deja atâtea filme cu legiuni romane, cu centurioni, cu gladiatorul, de exemplu, cu Maximus, nu-i așa? Știm ce înseamnă lucrurile acestea. Deci, 10 corturi din acestea formau împreună o centurie condusă de un ofițer numit centurion. Mai departe, 10 centurii cu 10 centurioni formau o cohortă. Iar în fruntea cohortei era un capitan numit tribun. Și mai departe,
mai multe cohorte din acestea, care puteau să fie 5, 6 sau chiar 10, mai multe cohorte, întrunind mii de militari, alcătuiau o legiune. În sfârșit ajungem la legiune. Iar legiunea era condusă de un general, cum era Maximus, acela din filmul Gladiator. Da? Iată dar cât a trebuit să explic ce înseamnă o legiune. E simplu să zici cuvântul legiune, nu? Armata romană era alcătuită din legiuni. Da, dar fiecare legiune, la rândul ei, era alcătuită din vreo 10 cohorte, fiecare cohortă era alcătuită din 10 centurii, fiecare centurie era alcătuită din 10 corturi. Și cortul era nivelul de bază. Era grupul acela de 10 oameni care trăiau împreună într-un singur cort. Care luptau împreună cot la cot. Care trebuiau să aibă grijă unii de alții ca de ochii din cap. Și la romani lucrul acesta nu era doar o metaforă. Chiar așa trebuiau să aibă grijă într-un cort militarii unul de altul. Știți de ce? Pentru că potrivit legii marțiale din armata romană, dacă un militar dezerta, și în orice armată se petrec asemenea lucruri, nu? Mai dezertează oameni, mai fug, încearcă să fugă acasă sau fug de pe câmpul de luptă, dacă dezerta un militar dintr-un cort și nu-l puteau găsi, atunci toți cei 10, cei 9 sau câți militari or fi rămas în cortul acela, toți militarii din cortul acela care au rămas, erau puși așa într-o linie, așezați într-o linie. Și venea un comandant, ori un centurion, ori poate chiar un tribun, venea un comandant și alegea dintre ei cam în felul următor. Primul, al treilea, al cincilea și al șaptelea. Sau, al doilea, al patrulea, al șaselea și al optulea. Tot al doilea dintre ei era executat. Ca pedeapsă, pentru că unul din cortul lor a dezertat. Așa de severă era disciplina în armata romană. Dar așa de tare trebuiau să aibă grijă unii de alții. Dacă tu vroiai să dezertezi, nu puteai să ne spui nouă nimic despre planurile tale. Că noi nu te-am fi lăsat. Dacă te-am fi văzut că vrei să dezertezi, că fugi de pe câmpul de luptă, noi nu te-am lăsat să fugi. Noi ne-am duce după tine, te-am aduce înapoi, te-am ține acolo. Pentru că ar fi viața noastră în joc. Așa de tare trebuiau să aibă grijă unii de alții. Asta înseamnă organizare. Sigur, aici vorbim de o formă extremă de organizare militară. Dar asta înseamnă organizare foarte, foarte serioasă. Și noi creștinii suntem mădulare în trupul lui Hristos, nu-i așa? Și noi facem parte dintr-un organism spiritual. Și organismul acesta trebuie să fie cu atât mai bine organizat. Pentru că este trupul lui Dumnezeu pe pământ. Este trupul lui Hristos. Organizarea în trupul lui Hristos trebuie să fie desăvârșită. Sau să tindă mereu înspre desăvârșire, nu-i așa? Standardul organizării noastre, pentru că suntem trupul lui Hristos, trebuie să fie desăvârșirea. Și în Scriptură, lucrul acesta este foarte bine descris în mai multe locuri. Eu am să vă citesc foarte pe scurt, poate din vreo două locuri, din Noul Testament și din Vechiul Testament, ca să vedem că toată Scriptura vorbește despre această bună organizare a poporului lui Dumnezeu. În Epistola din Noul Testament a Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 4, citim așa despre ucenicii lui Hristos, de la versetul 15, Epistola către Efeseni, capitolul 4, de la versetul 15, cum trebuie să fie ucenicii lui Hristos. Credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Hristos. Din El, din Hristos,
Tot trupul, adică noi, toate mădularele din trupul lui Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat. Vedeți ce scrie aici? Tot trupul bine închegat și strâns legat. Legat. Organizat. Unit. Tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, adică fiecare parte, prin ceea ce dă fiecare în parte, își primește creșterea. Trupul își primește creșterea prin contribuția sau prin ceea ce dă fiecare în parte. Își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Trupul lui Hristos. Ucenicii lui Hristos. Uniți în acest organism spiritual. Uniți în modul acesta. Trupul fiind bine închegat și strâns. De aceea, comunitatea creștină, în orice localitate, citim lucrul acesta în Scriptură, a fost organizată pe grupuri mici asemănătoare corturilor din armata romană. Exact măsura aceasta de 10 persoane într-un grup o găsim încă din Vechiul Testament, de pe la începuturile istoriei poporului Israel, nu-i așa? În vremea lui Moise. În Cartea Exod, capitolul 18, avem descrierea aceea, sfatul pe care îl dă lui Moise, socrul lui, când îl vede pe Moise că stătea să judece poporul și oamenii veneau cu diferite întrebări și pricini la el și pentru asta trebuiau să stea în rând, să aștepte unii după alții, până când le venea rândul să stea de vorbă cu Moise. Iar socrul său, om înțelept, când îl vede pe Moise, îi spune așa, Exod 18, de la versetul 17, socrul lui Moise a zis, ce faci tu? Nu este bine. Cum nu era bine să stea de vorbă cu oamenii, să le răspundă la întrebări, să-l sfătuiască pe fiecare, să-i spună fiecăruia care este voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu într-o privință sau alta. Cum nu era bine? Păi asta era bine, dar ceea ce nu era bine, era modul în care a organizat Moise acest lucru. Ceea ce faci tu, ce faci tu, nu este bine, pentru că te istovești singur. Că te obosești. Mult prea tare. Și vei istovi și poporul acesta. Tu te obosești și oamenii care stau la rând unul după altul atâta vreme și ei se obosesc, nu-i așa? Nu e bine în felul ăsta. Trebuie să te organizezi altfel. Și zice, ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Tu alege din tot poporul niște oameni destoinici, temători de Dumnezeu, versetul 21, oameni de încredere, vrăjmașii lăcomiei, pune-i peste popor, pune-i căpetenii peste 10, și apoi mai departe căpetenii peste 50, și căpetenii peste 100, și căpetenii peste 1000. Dar la bază se pornește la nivelul acesta grupuri de 10. Nu-i așa? Grupuri de 10. Așa vedem și în Noul Testament că a fost organizată comunitatea creștină. Oricât de mare era ea, putea să aibă mii și mii de membri, așa cum o vedem pe aceea de pe primele pagini din Faptele Apostolilor din Ierusalim, care avea mii și mii de membri de la început. Chiar în prima zi au botezat, în ziua de cincizecime, adică au botezat, doar într-o zi, în prima zi au botezat, 3000 de suflete, adică mii și mii de membri. Dar ea era organizată pe grupuri. Era organizată pe casă. Și casele acestea își aveau fiecare importanța ei. De aceea, bunăoară, Apostolul Pavel, când descrie romanilor, citim epistola către romani, prima dintre epistole Noului Testament, așa? Care vine după Faptele Apostolilor, când le scrie romanilor, creștinilor din Roma, comunității din Roma, de la vremea aceea, la sfârșit, când este vorba despre urări, despre salutări, în capitolul 16, Pavel menționează aici mai multe case. În felul următor, la capitolul 16, versetul 5, spune sănătate și bisericii sau grupului care se adună în casa lui Acvila și Priscila.
Asta este o casă de acolo din Roma, în care se adunau mai mulți creștini. Apoi mai departe în versetul 10. Spune sănătate celor din casa lui Aristobul. O altă casă, un alt grup de creștini care se adunau în casa unui amic Aristobul din Roma. Și mai departe, versetul 14. Spune sănătate lui Asincrit, lui Flegon, Herman, Patroba și fraților care sunt împreună cu ei. Mai departe, 15. Spune sănătate și lui Filolog și Iuliei și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. 5 case sunt menționate aici. 5 case diferite. Și accentul este, spune sănătate fiecarei case și tuturor sfinților din fiecare casă. Aceasta era buna organizare din comunitatea creștină. De aceea și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Nu numai în Scriptură, nu numai în viața socială sau în organizarea militară, și în istoria creștinismului lucrurile au stat cam tot așa. În secolul 18, bunoare, iau un exemplu mai aproape de noi. În secolul 18 au avut loc pe pământ niște revoluții extraordinare. Revoluția americană, nu-i așa? Pe la 1770 ceva. Revoluția, pe urmă în Europa, a urmat o mare revoluție devastatoare. Chiar dacă era numele libertății, egalității și fraternității. O revoluție care și-a devorat, care și-a ucis proprii conducători. Au introdus în revoluția aceea ghilotina, l-au omorât pe rege, au ghilotinat-o și pe regină, dar apoi conducătorii revoluției au ajuns la rândul lor sub aceeași ghilotină. Deci au fost niște revoluții violente, îngrozitoare în secolul XVIII, dar Anglia a scăpat de o asemenea revoluție. Se spune că Anglia, care avea și aceleași condiții și putea să treacă la rândul ei printr-o asemenea revoluție, nu? Se spune că Anglia a fost scăpată de o revoluție violentă în secolul XVIII datorită unei mișcări spirituale, unei treziri spirituale care a avut loc la vremea aceea în cadrul inițial, în cadrul Bisericii Angliei din țara respectivă. S-au ridicat în biserica aceasta Angliei niște oameni lui Dumnezeu care au început să caute voia lui Dumnezeu și sfințirea. Și s-au ridicat niște familii de oameni credincioși. A fost o familie deosebită, cu o femeie deosebită, o mamă deosebită, numită Susanna. Cine n-a auzit de Susanna Wesley? Femeia aceasta a avut vreo 19 copii. Și dacă atunci când l-a născut pe al 17-lea, ar fi zis, am adus destui copii pe lume. Avem deja 17 copii. Nu ne mai trebuie. Până aici ajunge. Porunca aceea de la început, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, noi am îndeplinit-o, nu? 17 copii. Vă dați seama ce înseamnă. Până aici. Dacă Susanna Wesley la 17 copii ar fi spus până aici, nu i-ar mai fi născut pe aceștia doi pe care i-am în această carte. Pe John și pe Charles. Ăștia au fost mai la urmă. Ăștia au fost ultimii. Și prin aceștia doi, prin frații aceștia doi, prin fii aceștia de la urmă ai Susannei Wesley, care a avut 19 copii, adică vechiul principiu, câți dă Dumnezeu? Și așa a dat Dumnezeu. Dumnezeu la urmă are el ceva de spus în mod deosebit. Deci prin aceștia doi a făcut Dumnezeu în Anglia în secolul XVIII mișcarea aceea așa de deosebită, care a ajuns să se numească metodism. Pentru că acești oameni lui Dumnezeu au început să facă toate lucrurile cât mai sistematic, cât mai metodic cu putință. Totul la ei trebuia să fie metodic, precis, foarte bine organizat. Și de aici s-a tras numele de metodiști. Și până în zilele noastre este o denominațiune întreagă care se numește cu același nume. Da? Un mare om al lui Dumnezeu, un mare păstor și predicator și scriitor, autor a zeci de cărți din secolul 20, mai aproape de noi, anume Aidan din America, de pe la Chicago, Aidan Wilson Tozer, care a scris cărți deosebite, avem traduse și în limba română și în limba rusă, despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre Duhul Sfânt, despre viața de rugăciune, etc. Acest Tozer
a scris despre metodiștii din secolul 18, despre John și Charles Wesley. Și descria grupurile pe care le-au alcătuit ei. Că au făcut și ei grupuri. Au adunat creștini în grupuri mici, cu care au început să facă studiu al Scripturii în mod metodic. Ba chiar și disciplina vieții spirituale o urmăreau tot așa cât mai metodic cu putință. Scrie aici că disciplina în societățile metodiste era simplă și strictă. Biserica locală era împărțită în grupuri de aproximativ 12 membri. Au luat numărul de 12 de la Domnul Iisus Hristos, nu? Cu apostoli. Dar chiar și grupul acela de 12 apostoli al lui Iisus Hristos, era Iisus Hristos, erau 12 apostoli, dacă ne uităm numai la apostoli, unul dintre ei era un drac. Unul era un fățarnic, îl dăm la o parte, era... Au rămas înseamnă 11, da? Erau 11 autentici. Iar ăștia 11 erau formula de 10 plus 1. Exact formula din Vechiul Testament. 10 plus 1, adică plus un lider, cum este scris acolo. Ca și în armata romană, cortul în armata romană. 10 militari plus decarion. Deci, au format astfel de grupuri de 12 membri și la fiecare grup era stabilit un lider a cărui datorie era, atenție acum la datoriile liderilor, da? 1. Mai multe îndatoriri. 1. Să viziteze fiecare persoană din grupul lui cel puțin o dată pe săptămână. Ca să, 2. Să se intereseze despre modul în care propășesc sufletele lor. Sufletul, felul în care se dezvoltă, crește spiritual, propășește spiritual fiecare membru. Adică în grupurile acestea nu era doar o întâlnire aparte a acelui grup. Era și responsabilitatea aceasta a liderului de a avea grijă de fiecare parte în mod personal. De a se întâlni cu fiecare, de a-l vizita pe fiecare în mod personal. În zilele noastre, păstorii moderni își fac un plan de vizitare a fiecarei familii cel puțin o dată pe an. Nu-i așa? Sunt asemenea planuri. Dar aici e vorba despre o vizitare a fiecărui membru cel puțin, așa ziceau metodiști, cel puțin o dată pe săptămână. Păi un pastor senior nu poate să facă lucrul acesta. Nu are cum! Dar dacă are loc o asemenea organizare, ca la metodiști, organizare metodistă, sistematică, după Scriptură, după Vechiul Testament, după Noul Testament, după istoria creștinismului, dacă are loc o asemenea organizare, toate astea devin cu putință. Deci să-l viziteze pe fiecare o dată pe săptămână, să se intereseze despre starea lui spirituală și să sfătuiască și să mustre și să mângâie, să îndemne după cum este nevoie. Prin toate astea, și acum vreau să închei, ajungem să împlinim cât se poate de bine cuvintele acelea de la începutul Scripturii. Geneza capitolul 1. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, după asemănarea sa, parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut și Dumnezeu a zis. Mai departe scrie acolo. Versetul 28. Geneza 1, versetul 28. Dumnezeu a zis: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și stăpâniți peste toate. Nu-i așa? Creșteți și înmulțiți-vă. Avem nevoie de grupuri din acestea ca să putem să creștem spiritual. În mod supravegheat. Ca cineva să ne sprijine, să ne supravegheze, să ne îndrume, să ne corecteze când este nevoie. Pentru creșterea spirituală, de care avem nevoie cu toți, avem nevoie de o asemenea bună organizare pe grupuri. Și de asemenea, pentru a învăța, pentru a ne deprinde să răspândim Evanghelia, ca să învățăm să ne înmulțim, fiecare celulă trebuie să se reproducă. Nu-i așa? Asta face diferența dintre o celulă vie din organism și un parazit care nu se poate reproduce. Și un virus care este un agent parazitar, un agent patogen, cum se spune în medicină, care nu se poate reproduce singur. Virusul nu se reproduce singur. El pur și simplu parazitează o celulă, intră într-o celulă, îi modifică structura genetică și apoi celula se înmulțește mai departe cu această modificare, cu această aberație genetică.
Și așa se înmulțește infecția. Deci asta e diferența dintre o celulă și un parazit sau un virus. Noi vrem să fim celule în trupul lui Hristos. Nu paraziți. Și nu virusuri. În mod sigur. De aceea avem nevoie de reproducere. Asta este o caracteristică esențială a unei celule. Reproducerea. Ca să învățăm să ne reproducem, avem nevoie de creștere spirituală. Avem nevoie de îndrumare. De altfel, Domnul Iisus Hristos și-a trimis mereu ucenici în lucrare, în misiune, doi câte doi, nu? Și acum, imaginați-vă, un lider dintr-un grup, împreună cu un membru al grupului, deja sunt doi, se pot duce mai departe la cunoscuții, la familia acelui membru, la cunoscuții lui, ca de acum câte doi să împărtășească Evanghelia. Și liderul este mai tare în credință și mai în stare să răspundă la întrebări și la toate provocările care ar putea să apară. Deci, pentru a crește spiritual, fiecare în parte, fără să lăsăm deoparte pe nimeni, fără să uităm de nimeni, fără să ne socotim pe nimeni, pentru a crește spiritual și pentru a învăța să ne înmulțim, să creștem, să ne înmulțim în plan spiritual, avem nevoie de o asemenea organizare. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute, așa încât fiecare membru al bisericii să-și găsească locul într-un asemenea grup. Grupurile nu sunt de elită, numai pentru unii care vor să se implice în așa ceva. Grupurile sunt o necesitate pentru fiecare membru viu, credincios al acestei biserici. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în lucrarea aceasta pentru propășirea noastră spirituală și a lucrării sale pentru răspândirea Evangheliei în jurul nostru, în orașul nostru, în lumea aceasta. Amin. Amin.